găsit tuturor și bine ați venit la canalul meu. Astăzi am să vă arăt o nouă metodă de a decora ouăle de Paște și anume cu tehnica decupajului, cu tehnica șervețelului. Este ușor de făcut, nu este greu și nu avem nevoie de prea mult. Am aici 3 ouă pe care le-am spălat cu bicarbonat și le-am fiert. Un albuș de ou. Albuș de ou pe care am sălbat un pic cu furculița. Avem nevoie de o pensulă curată. Eu am așa o pensulă spălată. Și niște șervețele pe care le avem în casă, colorate. Eu am 3 șervețele diferite. Am să decupez. Acum lăsați fantazia să se joace. Am 3 șervețele cu diferite modele pe care le-am găsit în casă. Am să le decupez. Fiecare la fantazia lui. Șervețelul acesta este simplu, nu are dublură, dar am aici un alt șervețel care are 3 straturi sau 2. Are un strat, da. Are un strat în plus pe care am să-l desfac, nu am nevoie de stratul ăsta, am nevoie numai de stratul care are desenul. De aici, ia să văd, și celălalt la fel, cred că are câteva straturi. Sunt șervețele care au câte un strat de hârtie, câte 2, da. Aici am, deci, primul strat cu modelul și încă 2 simple. Le desfacem, cam așa. De astea 2 nu am nevoie. Am să desfac, încet să-l rup pe cel cu desenul și acum am să mă gândesc să văd ce pot să, ce elemente pot lua de aici, din șervețel. Hai să încep cu ăsta prima dată. Am să mă gândesc ce pot pune eu pe oul meu. O să rup de aici, cu mâna. Am un buchet de flori, câteva flori. Am să le rup încet. Este ușor de făcut, simplu. Și nu trebuie să folosim niciun fel de vopsea. Am decupat. Am să văd cum aș putea să-l pun aici. Decupez câteva imagini care consider eu că sunt frumoase și îmi plac. După ce am decupat toate porțiunile din șervețel, am să încep să pun pe fiecare ou. O să luăm un pic de albuș, mungem un pic oul, luăm porțiunea de șervețel, o punem după fantazia noastră, încet, cu mișcări ușoare, luăm pensula cu albușul de ou și încet, încet,
Nu apăsați prea tare, că o să se rupă șervețelul. Uitați cât de superb e. Lăsăm să se usuce un pic, câteva minute. Sau putem pune și pe partea cealaltă. Eu mi-am ales aici așa doi puișori și m-am gândit să pun și pe partea și pe alta. Am să pun și aici pe partea asta și după aceea o să-l pun cu partea asta unde nu e șervețel. Am să-l pun aici pe grătar ca să se usuce. Ungem un pic cu albuș. Fixăm șervețelul, porțiunea de șervețel pe care am rupt-o. Și cu mișcări ușoare dăm peste șervețel cu albuș de ou. Puteți face împreună cu cei mici, puteți face singuri, cum doriți. Cam așa. Aici eu am ales să pun am decupat din șervețel niște floricele. Acum am să las mai întâi să usuce. Acum am să continui cu un altul. Am să pun aici cu maci. Uitați cât de frumos vine. Nici nu se vede că este că e șervețel. Ungem un pic ca să se prinde, să stea șervețelul. Foița decupată. Am să pun și aici. Am să-l las să se usuce. Și așa am să continui până când termin cu toate ouăle. După ce s-a uscat, mai dăm încă o dată încă un strat de albuș de ou. Luăm câte puțin. Ușurel să nu rupem șervețelul. Îl punem la uscat. Și continuăm cu toate. Așa arată, dragii mei, ouăle noastre decorate. Sper că v-a plăcut ideea mea și sper să vă ajute.
sunt superbe și ușor de făcut. Acesta a fost videoul meu pentru astăzi. Vă doresc toate cele bune. Aveți grijă de voi. Și ne întâlnim la următorul video. Pa, pa!